Vă salutăm. Începem o problemă de bare coax curb la încovărea, la rezistența materialului, încovărea barului curbe static determinată. Aici, această bară se întinde pe vreo 30 de pagini cu figură ajutătoare absolut numai așa se face. Dacă nu faci așa, n-are cum să înțeleagă omul, dar e foarte mult, îți ia foarte mult de calcul. Asta e rezistența. Viitorii ingineri trebuie să fie rezistenți la stres și la muncă. Să se verifice bara de figură, se dau Q, forța distribuită, 6 kN pe metru, raza R e 1 metru, diametru, secțiunea transversală a barei cu axul curb este circulară, diametru 150, tensiunea normală admisibilă 135 de MPa. Este materialul care e confecționată bara cu ax curb. Aici avem o articulație fixă și aici articulație mobilă. La articulația fixă avem forțe de reacțiune VA și HA și forța VB. Ăsta e punctul B. Q mic, rezultanta forței este Q ori R, că este o forță distribuită pe lungime de rază. Distanță R pe 2, la jumătate, un dreptunghi. Momentul covoitor concentrat 3QR pătrat aici, forța F 4QR, ăsta e 45 de grade. O este centrul, cercul din care provine bara. Și aici începe cu trasarea, cu aflarea forței de reacțiune VAH și VB din condiții de echilibru ale barei. Condițiile de echilibru ale barei sunt: sumă de fixe 0 și apare HA minus QR fac 0, HA egal cu QR, sumă de FY egal cu 0, VA minus 4QR plus VB egal cu 0 și sumă de moment egal cu 0 față de orice punct din plan din spațiu. Dar sumă pe FY egal 0, VA minus 4QR plus VB egal cu 0 se numește ecuația de verificare. Aflăm forțele de acțiune VA și VB din sumă de moment egal cu 0. Bun, ne verificăm. Sumă de momente față de orice punct din plan și din spațiu. Dar facem sumă de unul față de punctul A e 0, dispare VA, îl aflăm pe VB. Sumă de unul față de punctul B e 0, dispare VB, îl aflu pe VA, mă verific și cu asta e totul ca lumea. Asta o să facem. Aici, sumă de fixe 0, HA minus QR fac 0, HA egal cu QR. Sumă de FY egal cu 0, VA minus 4QR plus VB egal cu 0, ecuație de verificare. Sumă de MZ față de E 0. Atenție foarte mare. Cei care nu știu să calculeze momentul unei forțe de un punct, sau momentul forțe distribuite față de un punct, n-au nicio șansă. Deci luăm pozitiv pe ăsta, deci când egal cu 0 nu contează că 0 minus 1 fac 0, și de 3QR pătrat, forța F, o duc cu roșu aici, brațul este R, dau brațul peste forță cu plus, 4QR ori R. Forța distribuită aplicăm, teorema lui Varinon. Momentul tuturor forțe distribuite față de A, momentul rezultant e forțe distribuite față de A. Duce rezultantă cu albastru, brațul este R pe 2, că aici e R pe 2 și R pe 2, dau brațul peste forță cu minus, minus QR ori R pe 2. VB-ul, o translez fictiv aici, cu verde. Brațul este 2R. Dau brațul peste forță cu minus. Minus VB ori 2R. Împărțim prin R. Și dăm pe VB în partea dreaptă. 3QR plus 4QR minus QR pe 2 fac 2VB. VB este QR pe 2 pe lângă 3 plus 4 minus 1 pe 2. E QR pe 2 pe lângă 7 minus 1 pe 2. Aducem la același numitor. 14 minus 1 fac 13 pe 4QR. VB e 13 pe 4QR. Facem același lucru cu sumă noi față de punctul B egal cu 0. Tot așa pozitiv. VA-ul, o după VA cu roșu aici. Brațul este al lui VA, este perpendiculat din B spre A. Ăsta e. Cu 2R. Dau brațul peste forță, cu unghiul de 90 de grade, vine cu plus. VA ori 2R. Plus 3QR bătrat. Forța F, o duc cu negru. Brațul este DF. Dau brațul peste cu minus. 4QR ori R. Forța distribuită rezultantă, o pun aici.
Brațul este ăsta, R pe 2, dau brațul peste forță cu violet. E cu minus, QR ori R pe 2, împărțim prin R. 2VA plus 3QR minus 4QR minus QR pe 2 fac 0. 2VA, QR factor comun trece în partea aia, minus 3 plus 4 plus 1 pe 2. 2VA e QR pe lângă. Minus 3 plus 4 fac 1 plus 1 pe 2, celălalt numitor, 3 pe 2, QR, 2VA. VA fac 3 pe 4, QR. E cu asta verificare. A fugit așa. Ecuația de verificare. Un pic. O fugi la vale. Deci am aflat-o pe VA. VB este 13 pe 4 QR. VA e 3 pe 4. Ecuația verificare este așa. VA plus VB fac 4 QR. 3 supra 4 QR plus 13 pe 4 QR fac 16 pe 4 QR, 4 QR, 4 QR, 4 QR. S-au calculat corect for direcțiune VA și VB. VA e 3 pe 4 QR și VB 13 pe 4 QR. Așa fac QR. Se împarte bara regiunii. Se trasează diagram de forțe interioare INS, TS, IMZ, S. IN forțe axiale, T tăietoare, IMZ, S, momente încovoitoare. IS fac iar alfa, arcul de cerc. Alfa 1 este aici, alfa 2, luăm tot ca origine de aici de jos, iar alfa 3, ăsta de aici. Avem prima regiune, a doua regiune, a treia regiune. Regiunea 1. Aici este O. Este alfa 1. Avem VA și așa. VA am dus-o cu roșu. H-a undus-o aici. Asta e paralelă cu asta. Ăsta egal cu ăsta, ca unghiurile terenului terenul egale. Aici e H-a cos alfa pe direcția radială și pe direcția tangențială e H-a sin alfa. VA-ul este aici. VA e perpendiculară pe asta, pe orizontală. Ăsta la altul e perpendiculară pe direcția radială, deci unghiul ăsta este unghiul laturile perpendiculare. Proiecția pe direcția tangentă este VA cos alfa, pe direcția radială, VA sin alfa. Regula de semn pentru efortul interioare pozitiv este asta. Forțe axiale așa pozitive, traiectoare sus și momente invers ca la momentele, ca la barele drepte. Ca și invers, dar am spus că e aceeași treabă. Forța axială. Cine sunt? Este asta. Minus H sinus de alfa minus VA cos alfa. Da? Am îndus cu minus. Așa e pozitiv. La forțe tăietoare. Asta e pozitivă, VA sinus de alfa 1, asta e negativ, minus H cos de alfa 1, că în sus e forța tăietoare. La momente, vedem. Alfa 1 aparține de la 0 la 45 de grade. Aici am trasat direct diagramul de forțe axiale, forțe tăietoare pe bucăți și momente încovoitoare. Și zicem așa, N alfa 1 egal cu minus 3 pe 4 QR cosinus de alfa 1 minus QR sinus de alfa 1. N de 0 minus 3 supra 4 QR cos de 0 minus QR sin de 0. Sinus de 0 e 0, cos de 0 fac 1, minus 3 pe 4 QR. N la 45 de grade, minus 3 supra 4 QR, cos de 45 de grade, minus QR, sin de 45 de grade. Cosinus de 45 de grade egal cu sinus de 45 de grade, radical 2 pe 2. N la 45 de grade, fac minus 3 pe 4 QR, radical 2 pe 2. Minus QR, radical 2 pe 2. Dăm factor comun pe minus QR, radical 2 pe 2, 3 pe 4 plus 1, care fac 7 pe 4. E minus QR, radical 2 pe 2, 7 pe 4, e minus 7 pe 8 QR, radical din 2. Și aici, deci aici a fost forța axială, aici minus 3 pe 4 QR, aici minus QR, radical din 2 ori 7 pe 8. Urmă, forța tăietoare aici. Cu răbdare, da? Forța tăietoare, VA sinus de alfa 1,
minus HA cosinus de alfa 1. E 3 pe 4 QL sinus de alfa 1 minus QL cosinus de alfa 1. T de 0. 3 supra 4 QL sin de 0 minus QL cos de 0. Sinus de 0 e 0, cos de 0 e 1. Deci egal cu minus QL. Când trasăm diagramele, că sunt forțe trigonometrice, le facem prin puncte. Nu ne interesează decât valorile maxime, mai ales pentru moment. Și la forțe axiale. Deci le trasăm prin puncte. Avem și ecuații trigonometrice și în unele cazuri când s-a anulat forța tăietoare egal cu 0, e maxim sau minim pentru moment. T de 45 de grade, 3 supra 4 QR, sin de 45 de grade, minus QR, cos de 45 de grade. Sinus de 45 de grade, cos de 45 de grade, radical 2 pe 2. T de 45 de grade, este 3 pe 4 QR, radical 2 pe 2, minus QR, radical 2 pe 2. QR, radical 2 pe 2, factor cu 1, 3 pe 4, minus 1. E minus QR radical din 2 spre 8, aducem la același numitor, ne dă asta. Și acum, hai să vedem, forța tăietoare. Deci aici este minus QR, aici este minus QR radical din 2, supra 8. Trecem la momentul încovoitor acum, tot în prima regiune. Se ia pe bucăți. Facem altă figură pentru că era prea încărcată aia. Deci aici avem VAU și HAU. Aici avem OMQ. VA în dus-o, HA în dus-o, în secțiune. Eu am asta între unghiul OMQ, ăsta e alfa 1. Asta este R, OM e raza. Ăsta este R sinus de alfa 1, ăsta este cosinus de alfa 1. R cosinus de alfa 1. Asta toată este R, distanța de aici până aici este R minus R cos de alfa 1, este R pe lângă 1 minus cos de alfa 1. Și acum când fac VA, duc perpendiculara de aici, din secțiune, pe direcția forței, dau brațul peste forță, e cu minus. Deci minus VA ori brațul. HA, ăsta e brațul R sinus de alfa, e cu plus. HA ori R sin alfa. Deci e minus 3 pe 4 QR ori R pe lângă 1 minus cos de alfa 1 plus QR, mulțit cu R sin de alfa 1. Fa minus 3 pe 4 QR pătrat pe lângă 1 minus cosinus de alfa 1 plus QR pătrat sinus pătrat de alfa 1. M de 0. E minus 3 pe 4 QR pătrat pe lângă 1 minus cos de 0 plus QR pătrat sinus de 0. Cos de 0 fac 1, sin de 0 fac 1. Sin de 0 fac 0. 1 minus cos de 0 fac 1, minus 1 fac 0. Deci M Z în 0 e 0. M Z la 45 de grade. Minus 3 pe 4 QR pătrat, pe lângă 1 minus cosinus de 45 de grade, plus QR pătrat sin de 45 de grade. E minus 3 pe 4 QR pătrat, pe lângă 1 minus radical 2 pe 2, plus QR pătrat radical 2 pe 2. Sin de pi pe 4, e cos de pi pe 4, radical 2 pe 2. Pi supra 4, 45 de grade. După pi care îmi spun 180 de grade. Repet pe toate să nu vă încurcați. E minus 0 la 45 de grade, este QR pătrat factorul, pe lângă minus 3 pe 4, mulțit cu 1 minus radical 2 pe 2, plus radical 2 pe 2. Am calculat, e 0,48 QR pătrat. Ăsta e diagramul momentului. În 0 a fost 0, aici e 0,48 QR pătrat. Le-am unit. Trecem mai departe la regiunea a doua. Oameni buni, la regiunea a doua am dat la alfa 2. Tot ca origine de aici, de la OA, de la baza OA, dacă luam de la 45 de grade, se schimbau unghiurile de la VA și HA. Așa rămâne lui VA și HA, rămâne în loc de alfa 1, alfa 2. Rămâne același. Momentul e același, numai că e minus 3 QR pătrat. Se mai dau cu minus 3 QR pătrat, adică e contribuția lui ăsta. În restul, IN alfa 2, T alfa 2 sunt aceleași, numai că unghiul alfa schimbă, aparține la 45 de la 90 de grade. Se schimbă domeniul așa de definiție. Dăm la alfa 2 aici, din rațiuni, de calcul. Aici la fel, R pe lângă 1 scos de alfa 2, am demonstrat mai înainte, brațul, dau brațul peste forță, R sin alfa 2 este brațul lui HA, deci exact ca la prima regiune. N alfa 2 minus HA sin de alfa 2 minus VA cos de alfa 2, la fel, minus QR sin de alfa 2 minus 3, 4, supra 4 QR cos de alfa 2 în 45 de grade. E minus QR sin de 45 de grade minus 3 pe 4 QR cos de 45 de grade. Cos de 45 de grade egal cu sin de 45 de grade radical 2 pe 2. N de 45 de grade fa minus QR radical 2 pe 2 minus 3 pe 4 QR radical 2 pe 2.
e minus QR radical 2 pe 2 factor cu 1, 1 plus 3 pe 4 este minus QR radical 2 pe 2, 7 pe 4. E minus 7 supra 8 radical din 2 QR. La 90 de grade, minus QR sin de 90 grade, minus 3 pe 4 QR cos de 90 grade. Cos de 90 grade este 0, sin de 90 grade 1, este minus QR. Și vedem aici. Deci răbdare, te grăbești încet, cum s-ar spune. E, la 45 de grade e același, minus QR pătrat ori 7 pe 8, iar aici e minus QR. Le-am unit pe astea două. Trecem la forța tăietoare. Uitați-vă, forța tăietoare, aici e negativă, aici e pozitivă, egal cu 0. Și am găsit unghiul alfa 0. 53,1 grade. Calculează calculator. N-ai ce să faci aici. Nu-i 30, 45 sau 60. Da? Sunt unghiuri are care și atunci trebuie să apelăm la calculator. Trecem la fiecare. Deci forța, așa, T alfa 2, la fel fac, V sin alfa 2 minus H cos de alfa 2. 3 pe 4 QR sin alfa 2 minus QR sin cosinus de alfa 2. V fac 3 pe 4 QR, H QR. T alfa 2, 3 pe 4 QR sin alfa 2 minus QR cos de alfa 2. T de 45 de grade, 3 pe 4 QR sin de 45 de grade minus QR cos de 45 de grade, 3 pe 4 QR radical din 2 pe 2 minus QR radical din 2 pe 2. QR radical din 2 pe 2 factor cu 1, 3 pe 4 minus 1. Aducem 4 aici, 3 minus 4 fac, aici este 3 pe 2, aici e 2, pardon, 3 supra 2, cu 2 aici. Și o să vină 1 supra 4, deci vine QR radical 2 pe 8, la 45 de grade. La 90 de grade, 3 pe 4 QR sin de 90 grade minus QR cos de 90 grade. Sin de 90 fac 1, cos de 90 grade fac 0, asta se duce, fac 3 pe 4 QR. Trebuie să ne dea valorile astea două. QR radical din 2 pe 8 și 3 pe 4 QR. De aici, numai un pic, aici e cu minus. Și deoarece avem cu minus și aici e cu plus, sigur e egal cu 0, că e 4 aici totuși. E QR. Nu, e 2. Și nu avem puncte. A, nu, e 3 pe 4, are dreptate aici. E 3 supra 4. 4, deci e cu minus. Aici am uitat să pun un minus. Deoarece unul cu plus și unul cu minus, m-am grăbit, deci egal cu 0. Facem T de alfa e 0. 3 pe 4 QR sin alfa 2 minus QR cos de alfa 2 fac 0. 3 pe 4, împărțim prin QR. 3 pe 4 sin de alfa 2 minus cos de alfa 2 fac 0. 3 pe 4 sin de alfa 2 fac cos de alfa 2, împărțim prin cos de alfa 2. Sin de alfa 2 cos de alfa 2 fac tangent de alfa 2. Și mulțumim 3 pe 4 fac 1, deci tangent de alfa 2 fac 4 pe 3. Artangent, tangent de alfa 2 fac artangent de pi pe 4, am luat din asta. Artangent alfa, din tangent de alfa 2 fac tocmai alfa 2, că e funcție invers în funcția directă, e tocmai argumentul. Alfa 2 fac arc al că e tangent de 4 pe 3, 53,1 grade. E mi-z de alfa 2. Ia uitați, brațul ăsta este ieri pe lângă 1 minus cos de alfa 2, dau brațul peste e cu minus. Deci este minus VA ori R pe lângă 1 minus cos de alfa 2 plus HA, brațul este S în alfa 2. Mulțumim cu S în alfa 2, dar ăsta e pozitiv. Minus QR pătrat, ăsta cu, da? Concentrat. Deci este minus 3 pe 4 QR pătrat pe lângă 1 minus cos de alfa 2 plus QR pătrat sin de alfa 2 minus QR pătrat. A, am uitat de exemplu la forța tăietoare. Să vă arăt diagram. Răbdare. Deci aici a fost minus QR radical 2 pe 8, aici este 3 pe 4 QR. Și aici egal cu 0, unde intersectează axul de simetrie aici, alfa 0 este ăsta, e 53,1 grade. Da? Că e maxim sau minim pentru moment. Trecem la momentul din regiunea a doua. O să spuneți că e mult de calcul. Este, într-adevăr. Trebuie să fii foarte atent. E mi z în 45 de grade. E minus 3 pe 4 QR pătrat. 1 minus cosinus de 45 de grade plus QR pătrat sin de 45 de grade. Minus 3 QR pătrat. E minus 0,48 QR pătrat minus 3 QR pătrat. Că în 45 de grade a fost minus 0,48 QR pătrat.
ăsta de aici. Minus, și este egal cu minus 2,52 Q pătrat la 90 de grade. Minus 3 pe 4 Q pătrat, 1 minus cos de 90 de grade. Plus Q pătrat, sin de 90 de grade, minus 3 Q pătrat. E minus 3 pe 4. Ăsta e 0, ăsta e 1. Plus Q pătrat, minus Q pătrat. Și e minus 2,75, că e Q pătrat factorul minus 3 pe 4, minus 2, fac minus 11 pe 4 Q pătrat. Minus 2,75 Q pătrat. Ia să vedem. Deci momentul. Aici și aici a fost maxim. E minus 2,51 Q pătrat. Aici e minus 2,52, aici e minus 2,75. Dă saltul, minus 3 Q pătrat, e corect. Trecem la ultima regiune. Regiunea 3. Nu vă speriați. Trebuie să știți trigonometrie, carte. Că așa se cere. Licența matematică cere resurse de matematică puternice. Alfa 3 aparține la 0, 90 de grade. Regula de serie TU, N și M, Z. Regula de serie pentru dreapta. Invers ca în stânga. Deci aici forțe ducem aici, asta e direcție radială, asta e direcție tangențială. Avem VBU și rezultanta, care e QR sin alfa 3. VBU am dus-o aici. Ăsta este unghiul ăsta egal tot cu alfa 3, pentru că asta e perpendiculară pe orizontală. Iar asta e perpendicular pe direcție radială, ca unghiul latului perpendiculare. Ăsta e VB cosinus de alfa, ăsta e VB sin de alfa, după direcție radială. Aici, după direcție ierul, ăsta egal cu ăsta, pentru că astea sunt paralele ca alterne interne egale. Ăsta e rezultanta cos de alfa 3, ăsta e rezultanta sin de alfa 3. Deci, la întindere, am un două negative, minus RZ sin de alfa 3, și minus VB cosinul de alfa 3, la forțe tăietoare, ăsta este pozitiv, iar rezultanta, ăsta care e QR sin de alfa 3, ori cos de alfa 3, minus VB sin de alfa 3. Cu momentele, iar le facem separat, cred, pentru că aici se, dacă cum le face, se încurc. Regula de sen este asta, T-ul este în jos, forța axială și MZ, așa. E în alfa 3, am spus, e rezultanta sin de alfa 3 minus VB cos de alfa 3. E minus QR sin de alfa 3, sin de alfa 3, minus 13 pe 4 QR, QR cosinus de alfa 3. Ăsta deja, am scris o altă ca să vadă. Ăsta este minus QR sin pătrat de alfa 3, minus 13 pe 4 QR cos de alfa 3. În 0, N de 0. Minus QR sinus pătrat de 0, minus 13 pe 4 cos de 0. Sinus de 0 e 0, am scăpat de asta, cos de 0 e 1. Deci minus 13 pe 4 QR în pi pe 2, minus QR sin pătrat de pi pe 2, minus 13 pe 4 QR cos de pi pe 2, sin de 90 grade 1, cos de 90 grade 0, e minus QR. Ne uităm. Altă dată să mai scriu încă o dată mai în față. N în 0. Minus 13 pe 4, saltul e VB și minus Q, să pupă cu ăsta de aici, să leagă cu ăsta. Aici este salt, că avem forță tăietoare concentrată. Aici să vedem. Saltul este VA, ăsta e VB, aici saltul e HA. Saltul de aici trebuie să fie egal cu 4 QR, dacă nu e greșeală. Vedem, forță tăietoare. Dar, răbdare, să te obișnuiești, să faci. Să cauți, să ai răbdare. Forța tăietoare e minus VB sin de alfa 3 plus rezultanta cos de alfa 3. E minus QR 13 pe 4 sin de alfa 3 plus QR sinus de alfa 3 cos de alfa 3. În 0 e minus 13 pe 4 sinus de 0 plus QR sin de 0 cos de 0. Sin de 0 e 0, cos de 0 fac 1. Deci e 0. T de pi pe 2, minus 13 pe 4, QR sin de 90 grade, plus QR sin de 90 grade, cos de 90 grade. Cos de 90 grade fac 0, sin de 90 grade 1. Deci asta e minus 13 pe 4, QR. În 0. Și aici, deci, să ne uităm în diagram.
Aici, pardon. Deci aici a fost 0 și aici merge 13 pe 4. Asta și cu asta e modul de redunsi LD. E 3 pe 4 chiar minus minus 13 pe 4 chiar. E 3 pe 4 chiar plus 13 pe 4 chiar. E 16 pe 4 chiar pe 4. Fac 4 chiar. Este egal cu F, dar e bun. Aici saltul e H, că e forță axială. Deci e perfect. Dacă nu era greșeala mare. Trecem acum la moment. Hai mă, tași. Ăsta aici. Deci, aici, momentul. Avem VB-ul. Brațul este ăsta. Adică el minus cos de alfa 3. Dau brațul peste forță cu minus. El dezdoaie, bara nu îndoaie. Deși mărește raz de curbură, cu minus. Ăsta la altul. Rezultant, am pus-o aici, ăsta e brațul, o duc, ce face? Ăsta de aici e cu, caută să o îndoaie, ăla o dezdoia. Deci o să vină cu plus. Deci minus VB ori D și ăsta este cu plus, rezultant L3 ori de brațul. Brațul e sinus de alfa 3 pe 2 a rezultantei. Că rezultanta este Q ori R sin de alfa 3, că este R sin de alfa 3. Tot. Și o să vină VB minus 13 pe 4 QR. Brațul este R pe lângă 1 minus cos alfa 3 plus QR sin de alfa 3 înmulțit cu R sin de alfa 3 supra 2. Jumătatea brațului ăsta. Brațul este total. Că iar e dreptunghiul. Deci momentul, MZ de alfa 3, fac minus 13 pe 4 QR pătrat pe lângă 1 minus cos de alfa 3, plus QR pătrat pe 2 sin pătrat de alfa 2, în 0. Este 0, cos de 0 fac 1, 1 minus cos de 0, 1 minus 1 fac 0, sin pătrat de 0, sinus de 0 fac 0, sin pătrat de 0 e 0. În pi pe 2, MZ de pi pe 2, minus 13 pe 4 QR pătrat pe lângă 1 minus cos de 60 grade, plus QR pătrat supra 2 sin pătrat de pi pe 2, de 90 de grade. Sin de pi pe 2 fac 1, cos de pi pe 2 fac 0. E minus 13 pe 4 QR pătrat plus QR pătrat pe 2. Aducem la același numitor, e minus 11 pe 4, aici nu știu ce am avut eu de... E minus 2,75 QR pătrat, e același. La valoare, nu mi-așa mi-e socoată. Deci, uitați-vă, aici e 0 și aici minus 2,75, da? Aici este maxim, că e 2,52 pentru momentul regiunea a doua, așa, și s-am calculat și pe ăla, care e maxim aici? Maxim este asta, 2,75, le iau în valoare absolută, da? Asta e secțiunea periculoasă. Cât e forța axială acolo? Forța axială este minus QR și minus QR 7 pe 8. 1,7, asta, am luat-o pe asta, pe minus QR, de îndreaptă. Chiar dacă asta nu-i problemă la forța axială, că cel mai puternic este momentul cuvăitor. Așa. MZ minus 2,75 QR pătrat, e minus QR la altul. Secțiunea din punctul Q și la altul la dreapta. Q e 6 kN pe metru, R 1 metru. Diametru, secțiunea circulare 150 de mm, raza e D pe 2, 76 de metri. Sigma admisibilă 135 de megapascal. MZ, minus 2,75 QR pătrat, minus 2,75 kN spre metru ori metru pătrat, simplifică metru cu metru pătrat, vine minus 2,75 ori 10 kN metru. E minus 16,5 kN metru. Care e minus 16,5 ori 10 la 6 kN metru.
1 kN la 1 metru fac 10 la 6 N la 1 metru. NQ minus QR minus 6 kN pe metru la 1 metru. Minus 6 kN, minus 6 ori 10 la 3 N. Aria, pi de pătrat pe 4. E pi supra 450 mm pătrați. E 17671,45 mm pătrați. Am făcut MZQ, NQ și aria. Sigma, ăsta, cau, coeficientul de forma secțiunii transversale, 1 pe 4, R mic supra rola pătrat plus 1 pe 8, R mic pe rola a 4 plus 5 pe 64, R mic pe rola a 6 plus puncte puncte, dar noi le facem pe astea 3. Raza e D pe 250 mm supra 2, 75 de mm. Rho egal cu R egal cu 1 metru, raza de curbura cercului mare, 1000 de mm. R supra rho fac 75 de mm pe 1000 de mm, fac 0,075. Cau fac 1 pe 4, 0,75 la pătrat plus 1 pe 8, 0,75 la a 4 plus 5 pe 64, 0,075 la a 6. Mi-a dat cau 0,072 cu coeficient de forma secțiunii transversale. Momentul am făcut, jazele tot, sigma Y. Tensiunea normală de, la o bară cu axul Y aparține la minus 75 la 75. E 1 pe a, N plus M, Z supra rho plus M, Z supra K, rho, Y supra rho plus Y. Le-am înlocuit, e 17,671 mm pe lângă, minus 6,3 N, aici e minus 16,5 ori 10 la 6 N mm pe ro, e 1000 de mm, se implică la cu ăla, minus 16,5 ori 10 la 6 N mm cau, 0,072 ori 10 la 3 mm, Y supra 1000 plus Y. Sigma Y se măsoară megapascal, că e N pe un metru pătrat. Și aici, sigma Y e așa, Y-ul e de la minus, 7, la minus 75 aici și la plus 75. La minus 75 mi-a dat minus 9,27, la plus 75 mi-a dat minus 10,35. Vedeți că sigma este o hiperbolă, nu mai trece prin, aici prin centrul de greutate a secțiunii transversale, deci numai axa de neutră este axa, nu este asta care trece prin centrul de greutate, axa neutră este în altă parte, da? Aici, unde sigma Y e 0. Sigma la minus 75 de grade, megapascal, fac egal cu 17611,45 pentru minus 6 plus 10 la 3, minus 16,5 ori 10 la 3, minus 16,5 ori 10 la 3, pe 0,072, mulțit cu minus 75 ori 1000 plus 75. Și până la urmă mi-a dat 9,27 megapascal, în 75 de metri. Fac 1 supra, deci megapascal, 1 supra 17611,45, minus 6 ori 10 la 3, minus 16,5 ori 10 la 3, minus 16,5 ori 10 la 3, pe 0,072, 75 supra 1075. Și din calcule mi-a dat asta de aici, la minus 10,75, la 75. Mai mic decât sigma admisibil, bara verifică. Deci, 30 de pagini, oameni buni, vă ține sub, da, sub tensiune. Asta este adevărata carte. Dacă nu faci și tu între 3 și 5 probleme de bare cu axul singur, cap-coadă, nu faci un alt examen. N-ai cum, n-ai îndemânare. Și, da, succes!